Potrivit avocatului Daniel Tiliciu, pe mai multe pagini, Mircea Muntean a scris că a fost victima lui Traian Berbeceanu în faza de urmărire penală în dosarul în care, în cele din urmă, fostul primar al Devei a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru un schimb ilegal de terenuri. Procurorul DIICOT a depus la dosar denunțul lui Muntean. A făcut-o în sala de judecată, fluturând mai multe pagini ale declarației fostului primar al Devei. Practic, acel denunț face parte din urmărirea penală, dar probabil a fost mai spectaculos pentru procuror să-l prezinte în ședință publică. Deocamdată, documentul nu este public, făcând parte din dosar, dar pot să vă spun că în acel document, Muntean se plânge pe mai multe pagini că a fost prejudiciat de către Traian Berbeceanu. Ieri, în faza denunțului făcute de Mircea Muntean și un alt inculpat în dosarul Hidra, Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile a fostului șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu. Daniel Tiliciu declară că Traian Berbeceanu a lucrat în trecut în dosare în care au fost implicate cele două persoane care au formulat denunțuri împotriva comisarului șef. În urma denunțurilor, mandatul de arestare preventivă se prelungește din 23 noiembrie până în 22 decembrie inclusiv, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă reamintim că fostul primar al municipiului Deva, actual deputat independent, dar încă agreat în PDL, a fost condamnat definitiv în luna septembrie de către Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar privind un schimb ilegal de terenuri. El a primit 4 ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat la plata în solidar cu fiul lui Iosif Man a peste $330.000.